Deci vom vedea exact operațiunea de expandare din 3, cum mă duc în 2 și apoi cum mă duc în al treilea. Deci, iată, dragilor, suntem în operația aceasta de expandare. Albina toată știe să lucreze în zona asta. Deci avem 1, 2, 3 spații, da? Ei, sentimentul meu este că aceasta e cea mai puternică familie pe partea asta. De aceea o să-l mișcăm pe ăsta, îl translăm tocmai sus, deci la 1 metru distanță. Așa. Ne-am apropiat foarte mult de celălalt. Ia, Albina știe să lucreze pe zona asta de aici. Deci l-am mișcat 1 metru. Chiar în spațiul lui, chiar pe locul ei, stupului respectiv, exact pe locul respectiv, aducem un alt stup. El va prelua toată Albina. Veți vedea cum Albina știe să tragă aici, la stupul ăsta. Deci, Albina călătoare a acestuia va fi toată absorbită de asta, de asta de aici. În el, deci este un biostup gol. În el vom pune familia cea mai puternică. Deci cea mai puternică. Dintre cele două. Deci dintre astea două din față, pe cea mai puternică. Eu am văzut așa din studiu la rampa de zbor, pe cea mai puternică ar fi asta, aceea de acolo. Nu exclu să fie și asta tot atât de puternică. Asta mi s-a părut mai puternică și de ce mă și opresc la ea. O să vedem că așa este. Și acum scaut o petricică. Da, observăm cum Albina călătoare toată trage acolo. De la cele 3 compartimente. Acesta e hrănitorul care deja are, sau ramă capcană, care are deja construit făgurelul. Și îl pun cu totul, fără să stau pe gânduri. Nu caut aici mat, că nu caut nimic. Pe ăsta te-l pun în spate. Nu m-am... Deci nu am... Atenție! Nu am aici diafragma cu 4 ochiuri. Deci ăsta este liber, îl facem full, încât el va prelua toată călătoarea și ăsta va fi cel mai puternic. Da? Primul stup puternic. De aceea am pus-o dincolo de diafragmă, pentru ca aici să creștem și masculii. Facem captare de varoa, tot ce trebuie. Și acum încep să duc ramele. Spuneam că s-a părut cel mai puternic, dar văd că are și miere. Băgam miere asta. Din cauza că nu a avut spațiu de dezvoltare, au blocat. Asta se întâmplă când nu venim la timp, nu facem lucrările care se impun de urgență, se întâmplă așa fenomene.
Și acum și adăugăm rame, expandăm, să vedem exact cum discutăm. Deci ecluzionează și în urmă repede pun nectar. A dat de vreun lan de rapiță pe aproape, pe aici de s-a blocat cuibul. Fac și o figură acum, le blochez de nu se vede. Un ramă, dar și un aba, pentru că preia și călătoarea de la celălalt și va vedea de treabă. Nu căutăm matcă, nu nimic, nu ne interesează, că luăm cu totul. Deci luăm toate ramele. Da, deci așa, asta e operația de expandare. Rame cu puiet frumos, unde așa. Da, pune și pe asta între. Și acum, cam asta lăsăm în față deocamdată. O să mai adăugăm pe parcurs, că îl vom încheia și pe asta. Aici în față. Cred că o să mai iau de la asta. Pe asta îl extindem. Rămâne pe loc. Desfacem și luăm, scoatem diafragma. Deci la asta mizăm pe ce? Pe călătoarea care se va duce și se acoperă cu albin. Asta va pierde călătoarea. Cel mai mult o pierde asta, pentru că e rampa de zbor pe partea asta și o găsește pe partea asta aici. Și pe de asta pierde, pierde și asta, categoric. Și acum scoatem rampa, scoatem diafragma, că asta rămâne aici în față unul singur. Asta e cea care îi despărțea, nu? Pe cele, le despărțea pe cele două familii. Și băgăm doar două rame aici. Da? Deci doar două rame. Ne ducem un pic mai în exterior. Una. Deci pe ăsta le extindem cu minim două rame și mai vedem pe parcurs când ăsta va cere. Și cum ne dăm seama, punem lateral hrănitorul. Deci, și când ăsta crește, e crescut, înseamnă că el este deja crescut. Pare că ăsta a fost chiar mai puternic decât celălalt. Dar e corect așa cum am făcut, pentru că
e ascuns, nu? Față de celălaltul. Și atunci călătoarea se va duce toată aici. Aș băga nectar. Rama asta e a lui Celestin. Făgurel ai mâncat, Celestin? De când ai mâncat o făgurel proaspăt crescut de albinuțe? Nu știi tu de când. Nu-ți mai amintești. Uite așa ce le facem. Faptul că ai reușit să stai până la vremea asta. Dar știi ce? Nu prea-ți vine să cred că ai scăpat fără nicio înțepătură. Începătorului, Cameramanului. Cameramanului, da. Cred că din cauza pungilor de la mână, nu de mănuși. Da, 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 că-s largi. Și al noastră-i ferește de folie. Nu numai că-s ferește, dar slargi nu poate să așeze, știi? Da, când e mănușa se pliază după exact. Degete și uite cum arată făgurelă. Îți dai seama că am pus numai ramă așa, goală era. Și-a crescut albina tot și-a și băgat aici nectar. Făgurelul ăsta este proaspăt, să zicem așa, și nu-i sârmă pusă, nu nimic, nu este pus un model. Îți spuneam eu că o porni de aici, de aici, de undeva, și celulele care nu așa puțin, s-au încheiat și vreți vreo diferență între celula asta și cealaltă sau cealaltă, nimic, perfecte sunt. Da? Este o minune. Numai ele știu să se împarte, să dea cu pasul acolo, cum fac ele, da? Și împarte încât distanța să fie cea care să fie stabilită, un optim găsesc, nu știu ce să spun. Deci asta e făgurelul care merge la faraoani. Bun. Și acum să mai luăm două rame. Două sau trei. Să le expandăm și pe acela. Una din rame o punem chiar în margine. Nu chiar în margine, păcat. Trag o ramă. Nu o rezist să nu-l pun și pe ăsta la treabă. Are destul albină. Vezi? Așa facem. Uite cum facem, o punem pe margine și pe noi punem o ramă. Uite așa. Sper să nu mai fie perioada de astea rece, cum a fost cu 5-6 grade noaptea. Dar ăsta beneficiază totuși de căldura din spate. Deci ăsta din față, de căldura asta din spate. Celălalt se va umple de albină, fiind că e călătoarea. Deci va avea propria lui albină, sursă de energie. Și mai pun o singură ramă și gata. I-am pus trei și lăsăm așa. Și o să vedem pe parcurs dacă cere. Și când cere, adică când crește făgurelul acolo lateral, atunci îi semn că trebuie să îl extindem. Bun. Cam aici îl lăsăm pe el. El a avut și albina pe pereți, așa și alt. Deci are albina bunișoară, numai că o va pierde pe o parte pentru că se va duce în partea cealaltă. Asta este neajunsul. Și acum acoperim. Și umblăm și la asta din spate. Eventual să-i punem și lui o ramă. Vedem ce decidem cu el. Sigur, dar în mod sigur, ăsta din spate nu comunică cu cel din față, pentru că nu am făcut o mișcare aceea să pun hrănitorul la mijloc. Iată, în momentul de față, pe ăsta l-am extins, cam cât am crezut eu așa, și îl acoperim cu folia care era izolată vântul. Da, îl lăsăm acolo cam dată și o să punem în dată. Și ne ducem la asta din spate. Uite aici.
Îl cercetăm și pe ăsta și eventualat îi găsim vreo ramă bună, îi dăm și lui de lucru și o ducem la prietenul din față. Dar numai atenție că aici în spate când fac lucrarea asta, trebuie să mă asigur de mască, ca nu cumva să iau mască. Deci, repetăm. L-am luat pe ăsta și l-am dus aici, în stupul gol. El beneficiază de toată albina călătoare. Acum se pare că nu are, dar mâine care va ieși din stupul de pe acesta, din cele două compartimente, se duce și când se întoarce, se întoarce aici. Deci el ia un 20% din fiecare și își va umple, practic va beneficia de toată albina călătoare de la cele trei compartimente. Ăsta acum se vede, băi, ce-i cu noi, ce să facem, de ce, nu am nevoie de apă, și scoate din propria lui albine, care nu a mai ieșit. Că 20 de zile stă în stup și 20 de zile stă afară. 40 de zile în perioada de activitate albina, asta e viața ei. Și atunci, acele care știau să ducă la câmp, să o duce aici, din ce are el ca rezervă, spune, stop, ne împărțim, redistribuim. Ne descurcăm, că te mai ieșit acum câteva sute de albinuții, mai ies în fiecare zi, doici devin acestea și o parte din voi care vă apropiați de 20 de zile stăți în stup, afară. Deci deciziile au ele acolo și își face propria lui călătoare. Așa că și aici ne uităm, vedem cam care e situația. Ne dăm seama de cât de bine e dezvoltat după câtă albina are în spate. Și observăm că a început să dea drumul și el la făgurel. Părea mea că nu trebuie să mai umblăm, pentru că e și timpul târziu. Îi începe să fie rece și ne oprim aici. Deci nu iau nimic, că el pierde din călătoare. Îi vedea eu mai târziu, după vreo 2-3 zile, după Paște mă uit la el și văd ce decizie se ia. Am arătat cam care ar fi mecanismul de expandare. Deci cel mai simplu, dragilor, din trei în doi, luând o pe cea mai bună dusă aici, la care se adaugă toată albina călătoare, el este primul care se dezvoltă cel mai puternic, da? Aici, cel care a rămas pe loc, cei doi care au rămas pe loc, ce se va întâmpla? Pierd albina călătoare, nu extindem, bine ar fi decât cu o ramă sau două, o ramă, nu două, o singură ramă extindem atât, și așteptăm. Când ne dă semnalul că vrea în continuare, avem spațiu și mai vine cu o ramă. Nu trebuie să, exact ca la mersul cu mașina, trebuie viteza aceea, nu schimbătorul, îl folosești, turația motorului trebuie să corespundă cu puterea motorului. Că dacă tu, ce ai făcut? Dacă l-ai băgat în sarcină între a patra și el nu poate să ducă pe, la pantă, ce ai făcut? L-ai omorât. Deci ea trebuie din treaptă în treaptă. Așa și aici. Același mecanism îl folosim. Funcții de cum el cere, după densitatea albinei, mai venim, mai băgăm o ramă, mai venim, mai băgăm o ramă. Nu facem lucrul ăsta agresiv. Pentru că riscăm să rămânem în intersecții. Știi cum se întâmplă? Dacă n-ai potrivit viteza, dacă deviești pe loc și ai plecat cu a doua sau pe loc sau data a treia, oprești motorul, se oprește acolo, rămâi în intersecție, e blocat circulația. Dacă ai plecat cu a întâia și ridici piciorul de pe ambreiaj, nu odată scurt, ci ridici piciorul fin, lin, așa atunci ai plecat și nu omori motorul și nu se oprește motorul. Și noi aici aceeași principiu îl aplicăm. Deci finuți, băgăm câte o ramă după cum cere. Când s-a umplut și ăsta, îl mai ajutăm între timp ca și ăsta să umple lung câte o ramă, două de aici, lăsat din spate. De ce îi mențin pe amândoi? De ce nu mai duc cu fiecare într-un stup? Pentru că ar răci puietul, ar fi foarte grav. Încă nopțile sunt reci.
timpul ăsta de anul ăsta ne oferă surprizele cele mai neplăcute. Alternanța asta cald-rece este foarte, foarte păguboasă. Și ridică probleme deosebite. Chiar nouă, ca oameni, nu mai știi cum să te îmbraci. Pleci dimineață încotoșmanat și zici, pe la prânz trebuie să stai în tricou. Păi cum vine treaba asta? Dar la el e și mai sensibile, pentru că trebuie să creeze 32 de grade constant în interior. 32 nu constant, că afară e 5, acolo trebuie să fie 32. Ca să fac asta, să strâng. Și ca să se strâng, când se strâng, se îngrămădesc, practic, rămâne o parte din puiet neacoperit. Și puietul ăla nu mai are 32 de grade. Răcește, moare. Iată că apicultorii tineri care nu știu acest lucru, greșesc făcând extinderea foarte agresivă. Deci, domnul profesor mă sună și spun, domnul profesor, știți, am spart cuibul eu. Și am băgat una, două rame, una da, una ba. Păi, și zice, a venit un fric și s-a terminat, m-au murit foarte multe larve, mult puiet. Păi da, dacă n-ai avut răbdare, dar știți, am vrut să o porni bine și așa, și am vrut și eu să mă extind, să mă dezvolt. Nu, numai cât poate el. Nu pot să agresez, că e greșit. Dacă eu am familiile așa dezvoltate, le-am pentru că le-am ținut strâns. N-am făcut expandarea, dragilor, prea de tipuri. Am și parte de expandați, plin cu albină, dar n-am ținut cont de cât poate el. V-am arătat concret. N-am umplut stupul ăsta cu albină, cu rame, căsă cu rame, dă-i cu rame stânga și dreapta și ai terminat stupul, familia respectivă. Nu, numai cât ne permite. Dacă vreți să am un pic îndoială că și aici am băgat două, puteam să las chiar așa, pe cât se afla el. Dar aici am zis că poate nu mai vine timp așa, nu mai vine timp rece, deci să anunțe că de Paște acum vom sta cu ploi și cu timp destul de rece. Nu. Aici o să mă întorc după Paște, după perioada asta, să vă prezint care-i situația? Am greșit sau am nimerit-o bine? Adică, cele două rame meritau băgate sau nu? Pentru că, repet, de aici se pierde albină. Aici, în mod sigur, n-am greșit deloc. Că n-am băgat nicio ramă, nici n-am scos nimic. L-am lăsat așa. Adică pierderea, am zis eu, e suficientă pentru câte rame sunt aici și ce se întâmplă, cam cum am văzut eu puterea. Dincoace am făcut treaba asta. Comparativ vom vedea. Ele au și șansa, aici fiind două, să preia căldura una de la alta, deci nu cred că am greșit. Vom vedea, repet, complet când ne vom întâlni după Paște. Acum, nu știu dacă nu mai găsesc eu pe operator. Numai povestea rămâne să... Vedem eu cu rama asta cum îl păcălesc seara asta și mai vedea dacă mai găsim. Că una e să face un film de profesionist cu cameră performantă, cu... o să vedeți, e altceva față de ceea ce făceam eu. În concluzie, vă aștept, dragilor, să vă uitați, sper să o vorbesc cu Ionuț în seara asta. Nu durează o zi, două. De Paște trebuie să stea numai la tot ce înseamnă chestia asta care se face acolo la... La montaj, să facă filmul, ca să-l putem pune pe internet. Pentru că trebuie profitat de faptul că acum de sărbători foarte mult s-au uitat. Și cum ei sunt însetați de informații de la Prof Online și nu mai apare, așa, acum le venim în întâmpinare. Și am să mai spun încă ceva lui Ionuț. Toată filmarea asta, deci toată filmarea, să meargă. Că... Vă uitați la cameră. Da? Toată filmarea asta care am făcut-o, să mă pună pe 4-5 DVD-uri și să punem în fiecare pachet câte un DVD cu noutăți de ultimă oră. Încât oamenii care și-au videomanualele să aibă câte un DVD cu ultimele noutăți de la Prof Online, cu toate informațiile acestea.
Pentru că noi avem școala de apicultură făcută așa în 6 volume. Ei bine, în 6 DVD-uri trebuie să mă țină, să pună informațiile, încât el, luându-și pachetele, să aibă și noutatea asta. Mi se pare o chestie formidabilă, interesantă. Plus, pus pe internet, cei care pot uita pe internet, dar alții care nu știu, că apicultori sunt mai în vârstă, sunt și poate și aibă acasă acolo și îți pune și el pe un DVD player, pe ceva și își vede, vede filmulețul. Nu mai spun începătorii care vor să aibă ei, la ora care vor ei, când vor, nu le merge internetul, nu se întâmplă nu știu ce. Și atunci au și varianta asta. De asemenea, la Prof Online TV, va fi pus filmul să ruleze, că ceva mi-a făcut observație. Domnul profesor, știți că playlist-ul făcut de cel care răspunde la Prof Online TV prezintă tot timpul același filme din 2013. Nimic nu a mai apărut nou. Acum iată că îi vom pune și acolo să ruleze. Deci vom avea posibilitatea ca aceste informații să le punem în vreo 2-3 variante. Filmul acesta după ceea ce am făcut astăzi, merită să trec în revistă un pic, să zicem, să povestim așa cam care au fost obiectivele importante. Deci în prima parte am vorbit de ceea ce înseamnă rolul colectorului antifurt și antifurtișag. Acolo ați văzut, dragilor, cum am format familiile acelea pentru cineva care vrea să cumpere și să-și folosească 10 în față, 10 rame cu puiet și 6 în spate, de 16 rame cu puiet, cu 1000 de lei, vă spuneam, se duce și are două familii, cea ajutătoare, cu varianta aceea, vagon, cu cele două fante la Urdiniș, ați văzut foarte bine, am făcut pe doi biostupi, concret, popularea, pentru ca să vedeți cam cum gândesc eu și cam cum îmi propun să pot ajuta pe toți cei care vor să intre în posesia familiilor respective. Pe urmă ne-am mutat, am urmărit în partea cealaltă de jos ce înseamnă mulțirea și cum se poate trece de la matca de bază, la familia pornitoare, familia continuatoare. Sigur, acolo este o improvizație, v-am spus. N-am făcut o selecție riguroasă, ci am profitat de o conjunctură, dar mi-a venit ideea și de aceea v-am spus, puteți crește boci câte vreți voi pe tot parcursul verii, transformând biostupul nu în 2-3 stupi blocați, ci el îți folosește șanse, îți folosește ce? I-am spus, pornitoarea să fie de aici. Poate să fie matca pusă aici, pornitoarea asta, cealaltă continuatoare, sau invers. Deci depinde de situația care o ai acolo concret. Dar ai trei compartimente. Una, într-una se află matca selecționată de valoare și celelalte două compartimente le folosești pentru pornitoare și pentru continuatoare. Voi știți cum se poate tăia făgurelul ca să creezi posibilitatea să-ți facă acolo bot ca să fie în jos, să poți să o decupezi ușor, dar tot atât de bine hrănitorul acela care, nu știu dacă e mai jos, pus într-o familie în care poți să duci matca fără să o forțezi. De regulă, cum se întâmplă asta? Aveam înmulțitoare, acolo unde măcile sunt tinere, și pui hrănitorul ăsta lateral, îți crește numai făgurel pentru extindere, numai făgurel pentru albină, și matca ouă imediat, aceea dacă o duci în familia pornitoare, îți pornește frumos niște boci interesante și le duci în familia continuatoare, după ce s-au copt bocile, le poți decupa când n-ai sârmă, n-ai, așa cum ți se întâmplă când crește pe un fagure, ai greutăți la decupare. Și apoi nu-ți vine să spargi fagurile dacă când s-a crescut botca pe centru, pe acolo, nu-i la îndemână. De aceea folosiți fagurile crescut, nu? Fagurile acelea crescut. Parcă aici fagurile acelea se arată, concret.
Iată, dragilor. Deci ăsta este fagul. Vă închipuiți că a fost crescut nu cu celulele acestea mari de trântor pe care le-aș umblu cu miere sau în partea asfaltă de jos, ci au fost crescute cu celule de albină. Matca când o au aici, ouăle din, de aici vor fi cele care vor fi numai pentru albinuță și de acolo îți cresc borcile. Ei, în momentul în care ai tăiat făgurelul, n-ai sârma pusă ca să ai necazuri. Ți-ai tăia ușor, ți-ai dea botca de aici, o tai și pe cealaltă, tai și pe cealaltă. Ele, în partea de jos, vor fi boțile crescute, exact cum sunt în crescătoria de boți, cum știți voi. E, cam asta spun că este important în discuția care am purtat-o. Și a treia problemă care am rezolvat-o a fost aceasta de extindere, de expandare din trei în până la urmă în câte o ladă, dar în doi pași. În primul pas translatăm, mișcăm lada un metru, luăm cea mai puternică familie și o punem într-o singură ladă din cele trei, după care asta sigur va profita de toată albina care vine de la cele trei compartimente. Ia asta de aici se poate umple cu rame. Deci se poate umple cu rame. O să vedeți că așa stau lucrurile. Mâine când ajung aici vă prezint în vorbe. Că n-am cum, că operatorul nu mai va fi mâine. Dar am să filmez cu camera mea micuță și povestea asta o veți găsi pe internet. În seara asta am să te rog să-mi arăți câteva lucruri la camera aceea micuță. Că am avut-o ghinion, vorba președintelui, ghinion, când a fost întrebat, dar de ce alți profesori nu și-au făcut apartamente și case, șapte case din meditații? Și el a zis, păi ghinion, am avut ghinion aia. Așa și eu vă spun despre voi ghinion, ghinionul în sensul că mi s-a întâmplat ca acea cameră să se fie defectat micuță și n-am mai avut nici cameră, nici pe aia mică la dispoziție. Și sigur, aceea mică o mai ții în mână, mai filmez cu rama, mai în sfârșit cât de cât. Dar o cameră mare de asta n-ai cum să o poți manevra. Și în final am să fac cu camera aceea, după ce am stat de vorbă cu cele simți, să-mi povestească câteva lucruri acolo. În încheiere, spuneam, am dus-o aici, să va umple cu albine, astea au rămas două. Mai stat din față, mai este ajutat după o zi, două, după ce s-a echilibrat albina și a început să-mi dăm seama cam cum stă ăsta din față și ușor, ușor îl umplim și pe ăsta cu ajutorul acestuia și în final ăsta va rămâne al treilea care va fi ajutat când îl mutăm pe ăsta în a treia ladă, îl ajutăm cu rame din, cu puiet din ăștia doi care deja au crescut. Da? E șmecheria. Deci facem, practic, în varianta asta, că dacă i-am spart și i-am pus în câte o ladă de la început, i-am omorât pe toți trei. Dacă ești un pic atent, îi valorifici la maxim, cu potențial maxim pe toți trei și îi aduci în stadiu foarte bun la culesul de salcâm. Deci asta trebuie să faci tu. Să urmărești, să ai ritmul de dezvoltare maxim cu putință. Încât în momentul în care e făcut expandarea, să nu sufere. Da? Ne oprim aici. La revedere, dragilor. Pe curând. Dragilor, biostupul, vă spuneam că e o minune cu adevărat. Pentru că apicultorul care muncește din greu, din noapte în noapte, suportând țepături, trebuie să aibă și șansa unui câștig. Nu totdeauna mierea, că zici albină celestină, zici și miere. Toată lumea, albină, miere. Dar sunt 17 produse la stup.
17 produse. Dacă să nu mi cer să le spun de toate acum, că cred că uit o parte din ele. Că zici albină, de 7, la porc ai carnea, de la oaie ai lâna și cu brânza și cu mielul. Dar de la albine 17 produse. Te crucești. Un produs pe care l-am neglijat complet de-a lungul timpului, iată, s-a apicultor din 75, din 80, pardon, n-am pus bază pe polen. Pentru că nu înțelegeam prea mult ce cu polenul. Știam că e un produs extraordinar, proteina cea mai valoroasă, cu putință. Mă rog, și neavând posibilitatea să colectez, erau colectoarele acele de polen înainte, clasice, se puneau ca la rampa de zbor, ca o gușă de pelican aici, albinele ieșeau, intrau prin placa cea activă și lăsau polenul și îl colegeam aici de desubt, era, îl colectam. Ei, ideea care am avut-o la Biostup a fost asta, odată făcând fundul antivaroa, am zis ce ar fi să dăm drumul și să colectăm polenul băgând colectorul în interior. Iată, dragilor, cam ce fenomen se întâmplă. Da, iată cât polen poate să fie. De două zile aici, două sau trei zile, dar au fost ploile astea, n-am mai recoltat. Uitați ce minune se poate întâmpla. Deci nu-ți vine să crezi cam cât polen putem întâlni. Așa că încercăm să-l renunțăm la o parte. Mai sunt impurități, mai cad din din interiorul stupului și îl punem direct în asta, în punguliță. Iată aici o cantitate mai mare de polen. Nu știu cum o să-l poate aici lua pe tot. Atunci apicultorul are șansa de a avea un câștig asigurat și cu polenul. Da? Deci polenul, dacă, mă rog, mă tot bat zi și noapte, tot mă gândesc că dacă guvernanții ăștia ar avea un pic de cap și ar ține cont că, iată, un om a făcut ceva care nu există nicăieri în lume, acest Biostup și ce atâtea posibilități sunt. Am fost la Ministrul Agriculturii, am stat de vorbă, și am zis, domnule, hai să faceți o treabă, hai să dați o sponsorizare pe lada asta, că se pare că oamenii nu prea au forță să o poată cumpăra. Da, e interesant, domn profesor, nu știu ce, nu știu cum, ca în final să fie terminat povestea. O să mai revin eu aici, dar îmi pare foarte, foarte rău că nu reușesc. Vreau să fac o asociație, asociația Biostup Ursul. Apicultorii numai să producă și să stea acolo acasă cum se ia laptele, așa să vii să-i iei și să-l respecti pe om. Da? Și contracte făcute în exterior, păi toată chestia asta este o mană cerească. Da? De la un singur stup. Acum ai văzut. Ia uite și aici este. Uite așa. De fapt, de activitatea stupului, a familiei, îți dăm seama după polen. Dacă are polen, înseamnă crește puiet. Da? Deci asta este semnalul. Are polen, crește puiet. Că aduce polenul pentru că e nevoie la familie. Doar nu gândește ea că se întâmplă să apară ursul și să o ciugulească de polen. Nu. Și cu cât îi luăm polenul, cu atât trimite mai mult. Nevoile cresc în familie și trimite și mai multe, și mai multe la adus polen. Sunt specializate pe polen. Deci sunt familii care colectează numai polen. Nu familii, vreau să spun albinuțe, nu familii. Sunt albinuțe care colectează numai polen. Specialiste pentru colectarea polenului. Sunt și mixte, adică și polen și miere, și nectar. Așa. Cum se face polenul ăsta la celestine?
Deci se țin la congelator. Deci în congelator, nu în frigider. În congelator. Nu se congelează ca să lipească bobițe de bobițe. Nu are atâta apă, concentrația de apă. Ia să vedem și aici. Ia așa aici. Ua. Ia uite ce e aici. Ce, am atâta polen acum din nu știu ce. Când să-l adun. Că doar atâtea probleme sunt și doar două mâini am și eu. Ia uitați, dragi. Spuneam, polenul se ține numai în congelator și dacă iei o lingură și o pui în iaurt, atenție, spună, în iaurt sau storci o lămâie, fiecare firișor de ăsta e din mai multe fire finuțe de polen. Știi, la floare, da? Că ți-am zis cum le adună, așa, are o periuță, piciorul din față, îl folosește firișor de la, ca praful, ca nisipul, așa, e de fin. Și în momentul în care îl pui în iaurt sau în lămâie, firișorul acela de polen fin, are o coajă foarte greu de spart. Stomacul nu reușește să o spargă. Și atunci, laptele bătut sau lămâia, subții coaja aceea de rămâne nucleu, adică conținutul lui, da? Și după aceea, după 15 minute, din aluatul acela de făcut acolo, e o minune, nu-ți mai trebuie. Spuneai tu, dacă iei un lingru două din miere, nu-ți trebuie mâncare. Ei, de asta să vezi ce înseamnă. Deci de asta să vezi ce înseamnă. Atunci, deci nu mai ai treabă, cu adevărat nu mai mănânci. Nu-ți mai trebuie nimic. Dimineața știi ce fac eu? Eu pun așa. A fost post acum. N-am putut să folosesc lapte bătut. Și atunci puneam o lingură de polen. Peste el storc o lămâie. O cană de ceai faci deoparte după un sfert de oră de stă asta. Și acolo pun o portocală, o kiwi, două mere, nu știu ce să faci așa cu fructe și cu într-un bol și mănânc de ceea asta, nu îți mai trebuie nimic. Da. Ceai? Da. Se poate ceai. Face? Și un ceai. Ceai din asta? Nu. Ceai din nou. Asta e proteina curată. Băi, loc de carne, tu înțelegi? Da. Nu carnea. Carnea e o travă, dacă am ști foarte bine animal. Dar e natural, e sănătate curată. Da? Deci ce să spun, băi, Ionuț, trebuie să-i dăm și lui, mă, îi dăm și lui un pic ceva, dar nu știu ce, să vin la filmare, nu-i mai bine? Îi spun, îi arătăm, băi, Ionuț, dar se poate, dar numai dacă ești acolo. Ia, să rupi, mă, aici, apa. Vezi, aici e problema complicată, că... S-a lipit, da. Greutatea mare și un pic de umezeală. Am așa oameni care au descoperit, citesc pe internet și au înțeles ce înseamnă polenul și vin și să le dau. Polenul proaspăt, crud în sensul că o practică des folosită este pentru polen să-l uscăm. Dar fiindcă nu avem condiții de uscare, e vorba de condiții optime în care să usuci. Ce înseamnă să fie asta uscat? Înseamnă că pe deasupra, ți-am zis că albina când adună firișoarele cele finuțe, pe urmă pe deasupra îi pune așa, din stau firile lipite, o substanță pe care o are ea. Și în felul ăsta, aceea, la uscare, se întărește coaja aceea, da? Și astfel, albinuța, polenul uscat, este acel care îl găsești prin
la picole. Dacă te duci, găsești polen uscat. 7 lei parcă e kilogramul de polen uscat. 7 lei, 70 de lei. 70 lei kilogramul, da. 7 lei suta. Însă, fiindcă prin uscare se pierd o parte din proprietăți, în sensul că mai muncezește, mai nu știu ce, mai nu știu cum, știi, nu sunt condiții, nu avem. Ar trebui să uscătoare, perfecte, dar nu au omânare acasă. Atunci, varianta care am văzut-o a fost asta, pentru congelare. E congelat, ai toate proprietățile, nu sunt alterează deloc. Și tu se, poți să le aduni la oameni. Ei să aibă congelator, le duci, apar pungile, le-ai luat cantitățile polen și a făcut o treabă pentru vieții oamenii care nu au decât chestia asta, produc. Învață să crească albinuța și produc cât mai mult polen. Putem deveni, folosind biostupul și folosind toată tehnologia asta, putem deveni exportatori de polen în cantități industriale. Da? Mai luăm unul repede ca să vedem dacă... Vedem că asta are ceva. Uite și asta are. Uite, uite. Băi de capul meu. Băi de capul meu. Celestine, vezi, trebuie timp. Deci trebuie timp ca cineva să facă asta. De la 2-3 familii faci jumătate de... Îmi pun asta în cap 2 kg, jumătate, 2 kg, 700, 3 kg chiar. Da. Au câte o jumătate de kilogram aproape la fiecare... Stup. Da. Ne oprim aici, atâta îți dau. Atât îți dau. Mai mult nu-ți dau, că n-am timp. Nu facem încheiere? Da. Deci, dragilor, în momentul de față pot spune că merită să începi să te ocupi de apicultură, pentru că foarte, foarte multe produse avem de aici, iar starea, în afară de faptul că se spune că din stradă cineva își dă seama că acolo are gospodăria aceea, are familia albine. Adică se simte starea de bine, în sensul că și venituri în plus ale familiei respective, dar și starea de sănătate afectată în bine. Pentru că atâtea produse de care am spus, spuneai tu, dacă e o ligură, două de miere, te simți extraordinar. Dar toți membrii familiei cele fac chestia asta. Avem polen, fac acum amestec cu așeza de care am povestit. Păi nu-ți mai trebuie de, să ajungi la medic. Dau medicii, clinicile astea particulare, toate vor falimenta în condițiile astea. Dacă lor le-ar merge mintea ăstora care s-a conduce acum, ai Doamne, vin alegerile, ne prostesc cu tot felul de lucruri, dar dacă ar spune, băi fraților, hai să dăm o fugă până la Proful Online acolo, că există omul ăla care face niște lucruri, să vedem concret. Și ce să promitem? Să spunem, domnule, că dacă puteți merge pe chestia asta, să venim cu niște facilități, niște legi în Parlament, niște lucruri care să ne snească ce? Pe mai mulți tineri, mai puțin tineri, n-are importanță să-i putem ajuta, că școala de apicultură există. Celestine, în momentul de față conduc școala de apicultură la nivel național și nu numai. Biostupul a pătruns peste tot în lume. Internetul mă duce peste tot. Sunt, după mine, merg cei care au informația, merg și de ce mă ceartă uneori, nu mai puneți alte informații, nu ați mai făcut niște lucruri, nu mai aveți noutăți? Pentru că ei își conduc apicultura, își conduc stupina lor după ceea ce pune pe internet. Ei, toate aceste lucruri sunt lucruri concrete și de ele spun, fraților, încercați să înțelegeți cum anume puteți influența în bine în foarte scurt timp. Nu mai spun asupra mediului, impactul asupra mediului. Știi tu că în zona stupului, cam la, pe o rază de 2 metri, este cel mai pur aer cu putință. De ce apicultorii, că stau deasupra acolo, au șansa de a inhala cel mai pur aer, pentru că acesta este ventilat, este trecut prin stupă, prin familia respectivă. Iar asupra mediului, impactul este colosal. Colosal, pentru că apicultorii din comunele respective, din satele respective, și-ar lărgi baza melifere. Ei ar planta
să spunem, salcâm, diverse soiuri, plante de astea melifere și cu asta zone întregi care sunt degradate. Râpile acelea ar fi puse cu salcâm, cu toate chestii, împăduririle se fac natural, pentru că este interesul lui ca să-și lăgească baza meliferă. Stare de sănătate, influența asupra mediului. Știi tu că dacă 4 ani de zile, dacă albina dispare doar 4 ani, mai putem trăi? Deci este cunoscut asta, da? Ei, toată povestea asta, oare nu ne pune pe gânduri? Vezi poluarea asta agresivă, vezi tot ce se întâmplă. Albina este într-o continuă scădere, ca efectiv. Coloniile de albine sunt într-o continuă scădere. De ce? Pentru că am venit asupra lor foarte agresive, cu pesticide, cu chimicale, cu tot felul. Le-am distrus mediul. Iar eu ce fac acum, prin sistemul ăsta de mulțire cu biostupul, contrabalansez acest trend descendent, de scăderea numărului de albine, familiilor de albine. Pentru că eu am pus la punct tehnologia asta de mulțire foarte rapidă. Am un tip de la Helegiu, șeful de post la Helegiu, care din nou familie au făcut 60 într-un an, urmărind tehnologia mea. Deci este filmul pus pe internet, pur și simplu realitate, nu-i poveste. Ei, ritmul de mulțire este extraordinar. Se pot atrage fonduri europene, pe drept, nu pe minciuni, cum s-au făcut, că doar au pus niște lăzi și acolo au zis că au albine pe acolo. Câte o albină și câte o ramă au pus acolo, le-au numărat. Minciune, vă dat ăștia bani, dar s-au prins între timp. Nu merge așa, haideți să fim corect, cinstiți, vezi, tragi ăsta, să-i arăți, domnule, este polen, este miel, este putoare, toate acestea sunt lucruri concrete. Rama cu albină, ai văzut că am ridicat rama, încărcată cu albină, le-am arătat ce se întâmplă în tehnologia asta a mea, performanțele care le-am. Deci nu vreau decât doar atât să le spun ce păcat, iată, repet, vin alegeri și voi vă prostiți și vă prostituați în fel și chip și nu veniți cu niște lucruri concrete. Să nu crezi că nu le-am spus la tuturor. Am fost pe la parlamentare, am stat de vorbă cu ei, am fost prin parlament, peste tot. Nu interesează, interesează că știu imediat. Și ce sunt la afacerea asta? Adică repede banul concret că trebuie dus în offshore de asta, de exterior, trebuie cărat tot venitul țării acestea. Nu interesează de ăla de stăne căjutul că acolo și n-are ce mânca, n-are ce... Nu. Pe ei interesează câștigul rapid. Așa că le spun, aveți un pic de răbdare și aplicați-vă asupra unor idei care vin din teritoriu, la oameni de bine, oameni care chiar vor să lase ceva din ceea ce ei au făcut. Că se-mi pune întrebarea, domnule, dar ce te mână pe tine în bătălia asta cu sistemul de învățământ, cu apicultura acum, ce te împinge? Care e motivul? Unul singur, să las ceva în urma mea. Păi ce, dacă intru în mormânt cu informația asta, ce rost are? Deci, dragilor, am atâta dragă și atâta bucurie în suflet să pot să dau celor din jurul meu cât mai rapid informația, pentru că nu se știe, că până mâine e mult pentru oricare dintre noi. Și atunci, voi trebuie să fiți cei mulți care să beneficiați de tot ce am făcut eu. Mi-e tare dor să văd pe cineva care vine în sprijinul ideii acesteia, așa cum s-a întâmplat cu tânărul ăsta din Anglia, care a venit cu ideea asta la biostil, când mereu îmi vine să spun de el, cu așa fantă și cu aduce albinii din spate. Deci sunt oameni de bine. Eu ce să vă spun? Astăzi e 29, nu? Parcă așa am zis. Să ne grăbim să ajungem și noi la prohodul Domnului. Iată că e târziu și soția mi-a spus, băi, vino și tu, măi, las-o leacă mai devreme. Uite că am să las. La revedere, seară bună, pe curând.